Bună ziua, bună ziua! Ce faceți, copii? Stăm! Stați? Foarte bine, mă bucur! Și rupem ardeiul. Și rupeți ardeiul? Dar uite, și capitanul mănâncă ardei. Și capitanul am vrut să-l bat azi, pentru că capitanul nu mai mă ascultă. Cine și trebuia să-i dau bătăiță lui capitanul. Cine să-l bate? Se urcă pe vatiile lui Butuna. Vrea să sară la mine în oală, capitanuțul. Și nu să-l bat azi. Dar Rider merge... A, deci dacă vrea să intre în oală, poți să-l bagi. Uite, acum el acasă, mai înainte a fost plecat. A fost plecat. Opa, gata, uitați că trebuie să mai dea o mână cu băieții. Hai la curte. Se întinde. La da, de unde? Rider! Bucătarea a avut. Dar Rider merge 2 km până în Severin. Da, merge. Cum adică merge până în Severin la mol. Așa, copii, unde vă duc eu acum, copii? La Severin. La Severin îi duc prieten poate, ăsta, unde poate este Bobiță. Bucătare unde și mergem și la colegul al meu, șeful. Ah, vrei să te întâlnești cu colegul tău de servici? Cine? Spune. Ah, nu îi spun numele. Că n-are voie. N-are voie, dar te întâlnești cu el? Da. Oh. Are o fetiță foarte... A, îți place de fetița lui. Ai încurcat-o, Bobiță, vezi că te aude. Cum aude? El mă urmărește? Păi cum, pe vlog, nu ne știe de pe vloguri. Îmi place gagica lui colegul meu de la Severin. Fetița, nu la gagica. Fetița. Aha, încurcat-o, Bobiță. De ce? Cum, de la colegul tot de servicii, de la mascați, cum? Când am venit aici, când am tăiat, ce era atunci? Nu știu. Sărbătoare. Hai, cuide, avem și șoferul, e gata? Hai. Șofer. Hai, bagă, lași un cai. Șoferul e pregătit. Ia zi-mă, când a venit aici. Uite, cu câți pantofi și schimbă șoferul, mers. Du-te de mine și peșa în mașină. Deci, bucătare. Că merg cu Adidas și cu un pot, că nu pot să conducă mine. Șoferul schimbă la papuși și vers. Stai să-ți spun ceva, m-a călărat. Cine te-a călărat, mă? Fetița lui colegul. Oh, colegul, taci că te aude. Taci că te aude și papușos. Oh. Mi-a făcut ca colegul al meu presiunea. Uh-huh. Și cum să face presiunea? Ce faci cu ăștia cu tine? Ia vezi, mă, am încărcat vlogul, că trebuie să merem. Să iau gutuiele de aici. Mai așteptăm un pic, am și eu depus vlogul și dacă apuc să plec la Severin, iarăși nu mai... Poate mă murdăresc pe bruză. Bă, dar de ce vrei să le iei toate patru odată? Ia două, du-te cu două. Bobiță! Se pregătește, durează. Ma. Are... 40 de minute. Atât am făcut vlog azi, de 40 de minute? Unde s-o dus, mă? Spune că rămâne acasă dacă nu vine înapoi. Hai să mergem, prieteni. Da. A plecat copii la plimbărică. Și avem șofer. Sunt șofer și viața-mi place, cu o mână pe volan și cu una pe bulan, mă. Hai de făcutăneța. Cu una pe bulan. Cu una pe bulan, mă. Nu știi tu, mă. Baston de poliție. Da, bravo, baston de poliție, așa e, ai dreptate. Am plecat la Severin, prieten. Am zis să iau o cafeluță lui Cuturița. Unde? Am zis, hai la Severin cu Cuturița, te duc acolo la mai scumpă cafea să bei o cafeluță. Da. Și cu toate, uite că, na, după atâta muncă, mai conduce, mai asta, mai asta. Că trebuie conserve. Dacă o lasă așa, uită, vă dați seama. Ce conserve? Am încărcat la conserve de numai. Mai aveți? Mai avem, nu știu dacă mai sunt ale de fasole, să-i dai și mie. Am vegetale, dacă vrei. Bă, Bobiță, bă!
Dai o masă bobiță și tu. Da. Serios? Dar vezi că eu vreau să mănânc pește la Dunăre, prieteni. Cotunița va da un pește de 3,746 kg de grame. Așa, Cotunița, te vreau să dai un pește. La restaurant mă duce Cotunița, fraților. Dar nu mergem noi cam prea târziu la magazine. De ce? Da, la ora asta ce mai trebuie să-l iau. Lasă-mă acolo, primul și noi noaptea, da, frumos. Ce vrei să facem? Unde vrei să te duc, mă? Știi că eu vreau pește neapărat. Bă, e cel mai bun mec. Uite, azi n-am luat oaie, că a zis Cotunița că nu mai vrea oaie. M-am dus la Neamarin, m-am uitat ce a avut o oaie. Băi, fraților, 60 de kilograme carcasă tăiată, am rămas uimit. Și nu am vrut să mai iau, gata. Am zis Cotunița că nu mai vrea, nu mai vrea. Bine, Cotunița, să văd ce mânci. Uite, acum mă duce după pește. Mănânc carne de cocoș. Carne de cocoș? Da. Să văd eu cât până mai scump dai. Până la noi e cocoș. Câți cocoș cumperi cu tunița cu 60-70 de lei cocoșul? Ce ai făcut? Cătare lume și nu e sub. Da. Bă, dar eu am rămas cu tusele astea, bă, frate, nu înțeleg ce se întâmplă, băi, fraților, în lumea asta. A apărut iarăși COVID-ul, băi, fraților. Dă-i că ne urmărește nevastă acum și vede că nu i-am dat. Dă-i butona, dă-i, fără frică, apasă-te pe accelerație, dă-i numai. Nea bebiță, să treci, nea bebiță, să nu uiți că vin să iau purceaua. Uitați, aici stă nea bebiță. La fermă aici unde are porce. Nea bebiță, vezi că vin să iau purcelele, adică scroafele ale mari. Dar mai avem, cât poate mai le dă bebiță de purceaua. Nu le dă bebiță la nimeni. Uite să intrăm la întoarce, dar ne întoarcem târziu noaptea. Ne primești nea bibiță noaptea. La 11-12 noaptea, ce să vezi porcul noaptea? Da. Să vedeți câinele cum vă mănâncă seara în pat. Da. Mă, știi ce periculos e câinele ăla? A tăiat lanțul atunci. Da, când am făcut, când am încărcat porcul, mai ții minte? Da, a rupt lanțul, nu mai se ține nea bibițele. Da? Și la câte ce se ne face praf, mă? Eu mi-era frică, dar data trecută când... Îl prindeam eu, bobiță, și îi dădeam daună ca la oaie. A, îl tăiei, da. O, trebuia să facă el ceva, pentru că era prea... Ia-l dacă le-ai, nu stai să te uita la el, să curgă în mașină tot. L-ai luat? Bravo, bobi. Și ce-o rămas blocat cu capul în jos? De ce a rămas așa? Nu știu, se uite, mamă, și lipiciul ăsta se face pe toată mașina. Nu mai el a făcut mașina asta. Dezastru face, da, mașina asta. Deci credeți-mă, ciocolată pe banchete pe da, așa a face, uite, pe scaune. Asta vară dădea cu înghețată pe ele, așa le jugrăvea. Lasă-l acum, că curăț mâine mașina. Și eram cu Ramina, când am luat pe ăla mic, da, știi? Vezi că ești în localitate, cu Cotunița. Și după aia nu mai merg. În localitate. Merge. Îți place să calci accelerația? Da. Uite, bă, ce și-o dat drumul cu Cotunița, frate, eu nu pot să mă țin eu la ea. Mai puțin, știi, întreabă cu Cotunița, hai la o liniuță, o cursă, ceva. Da. Dă ideea cu o comerie, dă-i așa. Așa, 50-60, așa încerc. Să-i luăm mașină decapotabilă. Mănânc! Deci, prieteni, am luat niște borcane. Bobiță bea un lapte. Da, vină cu a Bobiță mașină. O geacă pentru Cotunița și eu tot n-am găsit Adidas. O vest. Și tot n-am găsit. Ce să spal eu dacă ești prietenție? Eu am găsit un lapte mini. Bravo. Zice lăptic și a găsit Bobiță.
Zuzu, numai aici găsești, să știi. Păi că beau din țânță. Parcă bea din țânță, nu? Parcă bea din țânță, auzi, lapte. Da. Deschis aici. Ce să-ți fac, nu mai găsesc ghidul. Cine a desenat pe mașina noastră? Prieten, eu nu mi-am luat nimic, dar pot să-mi iau și eu mâine? Da, mâine o să-mi venim. O să-mi iau și Adidas. Nici eu nu mi-am, uite, mi-am luat două borcane. Am training acasă, mi-a luat. Grapă, mă. Da. Cine ți-a luat training? Și trebuie Adidas. Trebuie Adidas? Da. Când o să încep fotbalul, o să merg, o să-mi iau Adidas de fotbal. Păi când o să începem fotbalul. Bă, laptele meu l-ai luat, Bobiță? Uite-l. Da. Nu, pe ăla îl iau eu. Și pe ăsta și ăla lant al meu pătrat, unde e al mic? E la el. Ia-l tu. De ce mi l-a luat el? Hai bine, ia-l tu. Bă, ăla e al meu, bă. Păi ia-l. Canistra mea, de ce mi-ai luat canistra? De ce e fără canistra? Dă-mi-l mie pe ăla. Păi și el ce bea dacă tu le iei pe toate? Spune să-l dă pe ăla la... Am plecat pe drum. Bă, Bobiță, îmi dai mie canistra aia de lapte. Iau. Uite, uite, ce frumoasă e. Eu mi-am văzut acolo, zic, uite ce canistruță faină. Și uite, știu, mi-a băut Bobiță din ea tot lăpticul. Uite că mă e. Mai e deci, cu cătare, știi de ce? Știi de ce nu mergeam eu mai repede acolo? De ce, mă? Pentru că m-a durut capul și nu mai puteam să merg. Păi da, de la atâtea jucării pe acolo, nici nu mai știa pe care să se uită. Nu. Dar nu, cumpără, mă, vezi că se uită la ele, dar știe. Știe, a zis, mă. Nu, ea, nu plânge, nu nimic, e cu minte copilul. Nu, am spus. E cu minte copilul, mă? Mami, îmi cumpăr aia, am spus că e scump, am dat-o la loc. Am luat un pistol mare, mami, îl iau pe ăsta, l-am pus la loc. Da, s-a uitat și el la ele. Și m-a întrebat, mami, e scump ăsta, ai bani să mi-l iau? Zic, n-am, Bobiță, lasă-l o altă. Bine, mami, când ai bani, mi-i lei tu altă dată. Uite, asta îmi place de tine, Bobi, că tu ne asculți când vii cu noi, că ești cu minte. Așa făcea și Leuțu-ți în minte, Cătăline. Mi-aduc aminte așa. Da. Nu lua nicio jucărie, știi, Leuțu, când eram. Și luam noi, dădeam în mână jucărie. Da, ne păreau nouă rău de el, că nu cumpără. Cum îmi pui, Leuțu, ești tu ceva? Nu iau, mami, nu iau, ziceam. Da. Nu iau, lasă că n-ai bani, ziceam. Lasă că nu-mi iau. Știi ce lua el din magazin, că mă duceam cu el? Cumă, atâta. De că cumă? Da. Doamne, de că cumă. Deci tu cu jucăriile, Leuțu, nu ne-ai dat niciodată stres. Stres, da, să cer tu jucării. Să plângi tu în magazine, să cer vreau oameni. Să ne faci de râs sau nimic, ceva. Intrai și nu te uitai la ele. Da. Nimic. Și cine-i gumă, cine-i dulciuri așa? Nu vrei dulciuri de astea, frate. Kinder de la ou cerea. Și zicea Coco. Da, Bobiță, cum luasă-și tu ăla mare, dar n-am găsit preț la el. Da, da, da. Kinder de la da, ou. Da, ne-am uitat după preț și nu avea preț. Da. Niciun. După aia m-am dus. Și ziceam, ce vrei, Leuțu? Coco. Coco el, cerea de la ou, zicea că Coco. Aaa, Coco, da, care e lapte în el. Nu, așa zicea el la ou, știi, Coco. Aaa, nu știa să spune ou. Și da, când, mami, când veneam cu el la Nașa, la Anca, și trăia al bătrânul Boaică, nașul meu. Da. Și zicea, Leuțule, ce vrei, Coco el. Al bătrân credea că ou de ăsta, de găină vrea. I-a ducea ou și Cătăline. Că aducea de găină, zicea că de ăștia cere. Copilul cere adilea de ciocolată. Că zicea că cere ouă normal. Da, auzi, mami, când eram eu mic, nu-mi băga nimeni în gură. Eu mâncam singur. Așa e, că mamă, serios, mă? Da. Când eram bebeluș, mâncam... Dar nu mâncam... spunea de vă, el, că când era bebeluș, îl băga singur cu lingura. El își prepara laptele singur, las că știu că eram acolo. Nu, vreau să zic, când era mai măricel acum, el nu... Aștepta să-i bagă lumina în gură. El mânca singur. Da, și mic, de 2-3 luni am zis așa. Nu. Își făcea laptele singur, dacă omul zice. Nu. Mami, auzi. Își prepara tot ce trebuie. Eu, când mă trezesc la dimineață, mă duc la... acolo, în bucătărie, îmi iau un lapte. La Iza, ce-i dai de mâncare? Îi dau ceva. Și eu, dacă am lapte, îl pun în pahar și mi-l gătesc singur la cuptor. Bagă la cuptorul. La microunde. Bă, să nu-i dai lui Iza ciocolată. Care, ce vrea să nu-i dai ciocolată. Auziși? I-am dat ce-ți-o.
ciocolată să-l vindecă, n-are voie. Și chipsul? Are voie. Deci, prietene, așa era copilăria mea din lume. Oh. Acum ești. Deci, prietene, așa era copilăria lui din lume. Așa era copilăria lui la 22 de ani, acum își amintește de copilărie. Doamne, ce amintiri din copilărie are. Amintiri din copilărie adevărate. Deci, știi cine? Eu mănânc cu furculița singur. Cu tacâmuri. Ale spune, mami, bagă-mi și mie suc. Mami, da, dă-mi și mie în gură. Poate să-și pună suc, așa e. Și aici ai dreptate. Nu-și poate să-și pună nici în gură mâncarea. Știi că spune, mami, bagă-mi și mie în gură. Și am pus suc singur, nu fac de mâncare mai singur. Puțin și face și oala cu ciorbă, prepară tot. Nu, și face de mâncare singur, nu am ce zice. Păi dacă pune la ala, încălzește. Amintiri din copilărie adevărate, nu așa? Îmi încălzesc pâinea. Încălzește pâinea, așa e. Ăsta o să învață de la mine și bucătărie, o să vezi. Da, o să învață tot. Păi eu știu și să tai. Ce vezi, mă? Da. Tai bucățele. Lăs-mi bine, bobițu, uite. Păi stai să spun, mi-am luat eu o persică. Nu să stăm noi după muieri să ne facă nouă mâncare. Noi când venim repede, preparăm, mâncăm și am dar mâncat. Știi cum mă îmbrac eu? Iute. Iute, da. Da, că te vine așa ceva, n-am văzut imediat. Și să roagă de Alex, auzi, mă, întârzi eu, mă, din cauza ta să duce pe el acolo. Și ăla încet, până să trezește, până să spală pe da, față. Este ce la școală imediat, da, se trezește, imediat pac. Ca și cum s-a trezit cu hainele deja pe el. Nu, îi zice în mine o vorbă, bobiță, să trezește din școala. Imediat stare în picioare, auzi. Gata, mami, să îmbrac. Dar ăla nu e așa mai. Da. Dar ești tu mâine o șaurma. Da, frate, acum nu mai promit că nu mai te mic. Hai, mâine mergem la Fitriaș. Deci, prieteni, stai să văd. Eu sunt om bun, da? Da. Tu ești un om bun și vrei să dai și tu câte o șaurma. Nu? Și prieteni. Știu eu că nu pot să mă dau pe o bicicletă mare pentru că cad. Da, bine faci. Ce e la roșu? Știi că... Nu știu. Bobi, știi când s-a urcat leuțul pe o bicicletă electronică și a căzut? Da, eu nu... Uși, eu să nu faci așa, mă. Nu să fii cu minte. Uite, tu acum ai zis o vorbă foarte că... bună. Că ești un om bun și mami, vrei să dai câte o șaură. Păi știi pe ce bicicletă mă dau eu? Mică. Serios? Mică, dar a căzut lanțul. Trebuie să o reparăm. Bă, bobiță, ascultă-mă. Eu nu mai pot, bă, de iuțală, bă. Ia foc nările, nasul. Păi bea lapte ca să-ți treacă. Am mâncat alea, cum le zice, chicken pica în alea. Chicken pica. Căreata aia cu alea, iuț, picant. Păi știi, și nu mai poți gura. Mie mi-a trecut, cum? Doamne, să rea cuturița în aer. Chicken pica. Iuți, mă, să nu mai luăm de alea, păi puteai să iei nepicante. Nu, cred că tot picate. Da. Nu, i-am cerut eu iuț. Mami. Da. Mami. Ce ai cerut de alea? Nu, așa sunt alea. Așa. Mami, păi ne-a întrebat, vreți fără picant sau cu picant? Mami, și-am spus cu picant. Ai văzut că n-am vrut nicio portocală și pentru că ți-era milă, mi-ai dat tu? Da, da, ai văzut că da. Omul bun, n-a avut nicio portocală și de mine aia dau cu tânița. I-am dat, eu i-am zis. Ai văzut că când am zis, mami, mi-ai pistolul ăsta, l-am pus la loc. Mami, mi-ai pistolul ăsta, l-am pus la loc. Da, l-a pus pentru că am zis, Leonardo e scump aici. Și n-am bani pentru pistoale, pentru jucării. Și l-a zis, da, mami, bine, mă înțeles. Dacă era unul... Mai țin minte când am scos pe nenea ăla de aici din groapa, atunci, spre seara. Aici am dat un moș italian. Da, că avea 70 de ani. Da, și l-a dormit la volan și a intrat acolo în curba aia, mai ții minte? Da, și l-a ajutat. Și el stătea acolo și nu știe ce să fac, nu prea nimeni la el. L-am oprit eu, dar au fost două dimineața aceas. Da. Noi veneam de la Timișoara. L-a eram ajutat. Cu mașina de Panoza. De Panoza. Și ce făcea la ora aia? Stătea drept așa și eu l-am văzut că era băgat acolo așa, în pietru aia, le-a picat de pe asfalt, s-a dus acolo. Stăteam drumul mare, nu știu ce să fac. Era două dimineața, nimeni nu vrea. Și eu am dat pe avarii și am oprit acolo la el. Și n-a l-ai întrebat ce s-a întâmplat, el nu înțelegea nimic. El italiană, eu țigănească nimic. O ne încurcase mai rău. Și tu nu știi și să vorbești? Și după aia mi-am dat seama că el mi-a arătat că e cu mașina acolo.
i-am cerut cheile de la mașină și am urcat eu la volan. Atâta i-am dat eu la figuri, la șmecherii, la alea și i-am scos-o afară. Ai scos-o din șanță. Și după aceea? A, nu știa cum să mulțumesc, cum spunea. Spunea el în limba lui acolo, ne mulțumea, dar nu înțelegeam nimic. Da. Spunea. Și domnul știi să vorbești? Era să cadă când i-am scos, i-am scos-o pe asfalt de acolo. Că el săracul nu știu ce făcea, accelera acolo încet, nu forța. Înțelegeți? Da. El a dormit și n-a mai luat curba, s-a dus drept. Și a rămas cu mașina, mașina n-a lovit-o, că s-a suspendat de mult pe acolo. Dar ce, el era pe jos, ori era așa? El era la volan, mă. Bă, nu, el era pe burtă când a căzut, sau era pe așa în picioare? Era în picioare, om. Cum? A căzut și era în picioare. Bă, n-a căzut, cu mașina a căzut acolo, tu n-auzi? Bă, da, și cum? A ieșit din mașină și stătea în drum. Zice s-a răsturnat sau nu? S-a răsturnat mașina, mă. Nu s-a răsturnat. Era dreaptă, nu? Dreaptă, da. Dreaptă, pe roțile ei. Eu spun de pe om. Ori a căzut așa pe spate, ori era dreaptă. Păi nu știe nici el, l-a găsit în picioare. Nu știu, ea când a rămas așa în era în drum aici. Așa că, prieten, vă dorim noapte bună din partea mea, bucătarul meu, dragă. Să dați un like, și să dați un share și un buton de mână. Și prieteni, pentru că o să vedeți și voi copilăria mea cu vlogul ăsta, să dați un like. Să dați un like, ați văzut copilăria lui. Să vă abonați la Leo Leonardo. Aplauze amintiri din copilărie. Foarte frumos. Da. Noapte bună. La revedere, prieteni.